Deci, acum îl întreb domnul Adrian. Cum folosește problema asta? Pentru că eu așa am rămas cu fixul ăsta. Domnule, trebuie să găsească psihologul ceva în subconștient, să-l scoată de acolo și după aceea să-l vindece. Nu înțeleg treaba asta. În practica duhovnicească nu există. Da, deci noi nu insistăm pe așa ceva. Vă rog. Mulțumesc mult pentru oportunitate. De altfel, vă amintiți că am spus că am terminat studii de psihologie, n-am spus niciodată că sunt psiholog. Și asta pentru că am ales mai degrabă să folosesc cunoștințele pentru a merge mai departe, cum spuneam, într-o înțelegere completă a omului. Tocmai pentru că în abordarea pe care și-am adunit-o în formarea mea, mi s-a părut că se scubește prea mult în probleme și că se seapă foarte mult în trecut. Una din frazele vindecătoare pe care eu l-am avut de la unul din mentorii mei, apropo de abordarea asta excesivă pe trecut și pe probleme, a fost următoarea. Vorbeam despre diferite abordări în legătură cu vindecare. Și acest mentor al meu mi-a spus la un moment dat, zice, nu mai pot să fiu de acord cu faptul că vindecarea vine din a tot săpa în trecut. Pentru că mai devreme sau mai târziu devenim ființe autonome. Crește, ne dezvoltăm, trecem de adolescență, ne asumăm responsabilități, începe tinereța adultă. Și mentorul ăsta al meu mi-a spus următorul lucru. De la un moment dat, al vieții încolo nu mai contează de unde vii, ci contează unde te duci și cum. Și abia acea parte începe să ne definească ca oameni. Pentru că din momentul ăla, ieșim de pe pilotul automat al felului în care am fost formatat, să spunem, de mica copilărie, de dificultățile de acasă, și devenim responsabili de propria noastră viață. Cu alte cuvinte, se instalează acest discernământ. Un alt mentor al meu spunea, la un moment dat zice, dacă la 30 de ani simți că ești timid, ai dificultăți să relaționezi cu fetele sau nu reușești să te ții de un plan pe care ți l-ai propus, este imatur să dai vina pe educatoarea de la grădiniță. Apropo de felul ăsta al psihologiei clasice, dar plasat cauzalitatea și responsabilitatea în afara noastră, în exteriorul nostru, la ceilalți, la părinți, la educatori și așa mai departe. Începând cu o anumită vârstă, ești responsabil de alegerile tale și răspuns în fața conștiinței tale și în fața lui Dumnezeu. Iar restul sunt scuze. Așadar, pot să spun că aceste remarci m-au influențat, iar în alegerea felului în care eu practic profesia pe care o practic, sunt orientat mai degrabă către soluții, către ideea de discernământ și de responsabilitate. Și adesea când eu discut cu cei cu care interacționez în plan profesional, ca să nu stăm în povestea asta legată de trecut, adesea formulez întrebări care plasează persoana la capătul vieții sale. Și uneori întreb, cum te vezi îmbătrânit? Pe cine vezi alături de tine în cazul în care caz la pat. Despre cine poți să spui în existența asta că te-ai iubit cu adevărat? Despre cine poți spune că ai iubit cu adevărat până acum? Și abia ăla ai bilanța existenței. Pentru cine ai simțit să te dăruiești și ai și făcut-o? Ce ți-a făcut mama? Ce ți-a făcut tata în copilărie? Că nu te-ai înțeles cu frații sau cu surorile? Mie mi se pare nerelevant pentru ce înseamnă amplitudinea și altitudinea unei ființe umane. Și atunci nu împărtășesc abordarea clasică niciun fel și o contrazic de câte ori am ocazie. Mulțumim. Mulțumesc pentru oportunitate.